în această perioadă se vorbește foarte mult în presa europeană despre banii pe care companiile trebuie să returneze pasagerilor. Și chiar am să plec de la un caz concret. Ca să exemplificăm un pic situația aceasta, l-am văzut pe Facebook și un cetățean povestea despre câte piedici birocratice i-au întins o companie low cost din Europa ca să-și primească banii înapoi. A trebuit să, în primul rând, i s-a oferit un voucher, a spus că își dorește banii înapoi, a fost băgat într-un sistem de acesta birocratic, trebuia să completeze tot felul de lucruri, a ajuns să vorbească la un call center cu cineva, până la urmă a înțeles că ar putea să aștepte și 12 luni ca să-și primească cei 60 de euro, cam despre asta era vorba, să-și primească înapoi. Și am citit astfel de cazuri și în presa europeană, în care oamenii sunt practic se plâng că li se bagă bețe în roate, deși există totuși niște reglementări europene care obligă companiile nu să dea, să dea bani înapoi atunci când zborurile nu au fost efectuate. Ce le spuneți acestor oameni care se văd acum descurajați și, mă rog, și varsă furia pe internet, prin presă, pe Facebook? Ce ar trebui ei să știe, că ce drepturi au de acum înainte? Legea europeană este foarte clară. Este o lege care datează de mai multă vreme. Este foarte mult apreciată de cetățenii europeni. Este legea privind drepturile pasagerilor. Iar legea europeană stipulează foarte clar faptul că în situația în care un zbor, să zicem, sau un serviciu de transport este anulat mai puțin de 2 săptămâni, notice înainte, ei au dreptul să își primească, să fie rambursați în formă financiară, în diverse forme financiare. Companiile pot oferi vouchere sau alte servicii, dar numai cu acceptul specific al pasagerului respectiv. Asta este legea, este o protecție clară pentru pasageri. Ca orice lege europeană, legislație primară, ea nu poate fi modificată unilateral de state membre, ceea ce face ca statele membre să fie responsabile pentru implementarea acestei legi, astfel încât îi spun cetățeanului respectiv și altora aflați în această situație că trebuie să se adreseze de urgență autorităților naționale competente de protecția consumatorului, care trebuie să sesizeze companiile și să pună presiune pe ele să aplice legea europeană. Deci fiecare cetățean este protejat, se poate îndrepta și în justiție împotriva companiei, lucru care se întâmplă în foarte multe state europene, pentru că situația pe care noastră ați prezentat-o este cumva prezentă cam în toate statele membre și poate în pasageri, atât din Europa cât și din alte țări care au contractat servicii ale unor linii aeriene europene, se plâng de piedicile care li se pun. Da, acum companiile nu spun, companiile nu refuză să dea, ei doar spun că ți dau peste 12 luni. Pentru că își cunosc foarte bine obligația legală și își dau seama că sunt vulnerabili în fața, din punct de vedere legal, dacă nu respectă legislația. Eu încurajez pe toți să contacteze autoritățile competente naționale pentru a cere protecție în fața acestor practici. Deci ăsta este răspunsul foarte ferm pe care îl dau. E adevărat și trebuie să recunosc faptul că situația este creată de o lipsă de lichiditate majoră datorită faptului că nu s-au mai vândut bilete noi, nu se mai fac rezervări și așa mai departe din cauza crizei de sănătate din Europa, din cauza măsurilor luate de fiecare stat membru care interzice zborurile, destinațiile și așa mai departe, și atunci, chiar dacă cineva ar vrea să călătorească, nu are practic posibilitatea, atunci nu își cumpără un bilet, ceea ce face ca aceste companii care s-au bazat întotdeauna modelul de business pe acest flux continuu de achiziții de bilete să fie într-o situație economică foarte dificilă. Acum am văzut că mai multe, îmi cer scuze, am văzut mai multe companii, mai multe țări care au cerut țări europene, au cerut să facă excepție de la regulile europene privind rambursarea
rambursarea biletelor de avion. Deci au cerut să se dea, să poată companiile să plătească vouchere. Nu se poate, din câte spuneți noastră. Trebuie să vă spun așa, că excepții nu se pot face. Este vorba de legislație europeană, orice modificare de un cuvânt sau o regulă din ea este subiectul unui procedeu legislativ care implică Consiliul statelor membre, implică Parlamentul European cu legislatori, o inițiativă din partea Comisiei Europene, adică ar trebui să propun ceva în acest sens și apoi să fie discutat și amendat legislativ de instituțiile care sunt co-legislatori. Sigur că acest lucru nu se află în intenția sau în agenda mea în acest moment. Eu consider că legislația este corectă. Consider că în pofida situației create de criza de sănătate, pasagerii au dreptul să fie rambursați și au și dreptul moral de a fi rambursați în acest moment. Cu atât mai mult cu cât companiile sunt ajutate din punct de vedere financiar și al reglementărilor europene prin pachete foarte consistente la nivel european. Sunt foarte multe instrumente financiare pe care le-am pus la dispoziția statelor membre pentru a acorda granturi, împrumuturi, împrumuturi garantate de stat, pachete financiare pentru a ajuta companiile să-și rezolve pe termen scurt problema de lichiditate. Trebuie să spun de asemenea și este cinstit să o fac, că sunt foarte multe companii care au rambursat. Sunt companii care au rambursat, sunt companii care au lichidități, depinde foarte mult de la o țară la alta, de la modelul de business al companiilor. Diferă pentru că unii încă au lichidități și pot să facă rambursările, alții au probleme de lichiditate, dar se pot adresa statelor membre unde sunt înregistrați, astfel încât acestea, acum cu ajutorul Comisiei Europene, au foarte multe instrumente financiare la dispoziție pentru a ajuta pe termen scurt. Pe termen lung, Comisia Europeană lucrează deja, și eu sunt partea acestui grup de lucru, în ceea ce privește redresarea economică a sectorului. Se va face cu ajutorul și cu intermediul bugetului european. Evaluăm în momentul de față care este impactul economic asupra sectorului, per mod, per companii, pentru a vedea exact care sunt necesitățile și pentru a vedea cum această documentele pe care le punem la dispoziție cu ajutorul bugetului european. Ar putea primi deci, bani gratis, da, pur și simplu, aceste companii de la contribuabilul european? Dar, sigur, de ce bani gratis? Bani adică, gratis înseamnă granturi. Da. Să zicem în felul acesta. Da. De la contribuabilul european, în general, că el poate să fie, are cu siguranță fiecare contribuabil o naționalitate. În momentul de față, pentru că la izbucnirea crizei, în felul în care este organizat prin tratate bugetul european și posibilitățile Comisiei de a acționa, ceea ce am făcut a fost să punem la dispoziția statelor membre mijloacele financiare de a acționa, ca să spun, prin intermediul lor. Pentru că noi nu putem, la Comisia Europeană nu poate să-și asume datorii și atunci prin tratat. Atunci nu am putut interveni direct de la bugetul european, dar prin intermediul unor instituții financiare europene, Banca Europeană de Investiții, Fondul Investiu, am creat proiectul SURE pentru ajutarea întreprinderilor mici și mijlocii în valoare de 100 de miliarde. Am schimbat regulile de ajutor de stat, permițând statelor membre să pompeze, acesta cred că este chiar cuvântul corect, cu limba română, da, în companiile care sunt în momentul de față în stres financiar. Și ce mai mult în această perioadă, cum se desfășoară lucrurile, a putut să constate, de pildă, că mari companii aeriene europene sunt mai, ca să le spunem așa, mai rău platnice decât companii mai mici. Chiar am citit recent de un scandal din Israel și era vorba despre o mare companie franceză, olandez-o franceză,
și care amenința că vor fi dați în judecată pentru că refuză să plătească cetățenilor israelieni contravaloarea biletelor. Și acum întrebarea este cum o să facă Comisia Europeană această diferențiere între felul în care și-au gestionat unele companii și felul cum se comportă, adică, nu știu, toată lumea merită la fel sau unii au fost mai risipitori, poate n-au dat dovadă de bune practici, iar alții merită mai mult? Adică se va face o oarecare diferențiere? Bun, acum trebuie să vă spun următorul lucru să ne înțelegem. V-am spus că ajutoarele financiare se dau acum prin intermediul instituțiilor europene, instituțiilor financiare europene, vorbesc de Banca Europeană de Investiții și mai departe, dar ajutorul de stat este un prerogativ al statului membru. Cu alte cuvinte, Comisia nu poate să condiționeze un stat membru privind ajutorul de stat pe care îl dă unei companii în cadrul acestei relaxări temporare. Cu alte cuvinte, eu nu pot să-i spun, nu știu, dat un exemplu franco-olandez, Franței, ce condiționalități se pune în momentul în care face un ajutor de stat. Nu pentru că nu vreau, ci pentru că așa este legislația. Acum, sigur că tot ceea ce spuneți dumneavoastră este subiectul unei reflexii pe termen un pic mai lung, pentru că sunt practici, să spunem, mai puțin apreciate. Avem o companie aeriană europeană care, deși știa că urmează o situație de criză de lichiditate, a avut grijă să-și plătească acționarii, să dea dividendele în martie, ca ulterior să alăture corului celor care au probleme de lichidități. Deci sunt astfel de practici și sigur că pentru noi, pentru viitor, merită să ne gândim. Poate să sugerăm anumite reguli de pentru companiile din transport, pentru ca ele să aibă un anumit tip de lichidități în situația unei crize, să-și asigure cum ar veni un fond de lichid la dispoziție sau, de ce nu, se poate beneficia cu anumite condiții în momentul în care primesc bani publici. Dar instrumentele legale pe care le avem în momentul de față la dispoziție nu ne permit o intervenție în această privință. Dar toate aceste lucruri vor fi lecții pe care le învățăm și pe care le vom include în viitor atunci când vom reglementa un sector sau un altul. Acum, una dintre marile întrebări este cum vom călători după ridicarea restricțiilor, iar primul lucru pe care v-aș întreba, dacă este viabilă acea propunere de certificat de sănătate. Am văzut-o din partea unor oficiali greci care spun că vor permite cetățenilor să vină în Grecia în vacanță dacă vor avea certificat de sănătate. E viabilă? Credeți că e o chestie care se poate aplica la nivel european? Să călătorim cu certificatul de sănătate? Noi lucrăm în momentul de față la elaborarea unui set de măsuri pe care am dorit să le vedem aplicate armonizat la nivelul statelor membre în momentul în care călătorile vor fi reluate. Aceste măsuri se referă, de exemplu, la lucruri la siguranța practică atât a călătorului cât și a lucrătorilor din transporturi, la reluarea transportului de pasageri prin diversele moduri, că e vorba de transport aerian, că e vorba de autobuze, transportul urban, că e vorba de trenuri, feribotul și așa mai departe. Aceste măsuri trebuie să fie proporționate și nediscriminatorii, desigur. De asemenea, cumva flexibile, pentru că nu vrem să fie foarte prescriptive. Sunt cumva o marjă de libertate în organizarea acestor lucruri. Mă gândesc, de exemplu,
la faptul că nu dorim să fim foarte prescriptivi în a spune care să fie măsurile care se iau pentru a asigura oarecare distanțare în interiorul avioanelor, de exemplu. Că asta e o întrebare, o să scoată companiile aeriene din avioane, o să scoată niște scaune, adică niște întrebări practice la care te poți gândi. Sunt întrebări practice, dar tocmai ne putem imagina împreună că trebuie să luăm în calcul oarecare un risc acceptabil în momentul în care călătorim cu virusul. Nu pot există măsuri care să facă 100% în siguranță. De asemenea, în privința călătoriilor cu avionul, trebuie să luăm în calcul oarecare flexibilitate, pentru că orice călătorie cu avionul trebuie să fie viabilă din punct de vedere economic pentru companie. Mm-hmm. Pentru că nimeni nu va ridica un avion de la sol dacă zborul respectiv îi aduce pierderi și nici de cum un minim profit. Ori chestiunea cu numărul de pasageri într-un avion și viabilitatea economică a zborului este la baza conceptului, modelului de business al industriei aviatice. Deci aici nu putem fi foarte prescriptivi, plus că trebuie să luăm în calcul și anumite lucruri logice. Dacă să spunem că avem o familie de 3 persoane care călătorește, care este logica să se pare în avion? În mod obligatoriu, pentru că nu are o logică bazată pe criteriile de sănătate, și atunci ceva foarte prescriptiv, cum ar fi să nu se mai ocupe scaunul din mijloc sau știu și eu, nu face parte din viziunea mea privind aceste măsuri. Cred că noi vom face recomandări și sunt companii aeriene care deja care sunt, să spunem, mai progresiste în sensul în care își imaginează deja cum ar putea organiza așezarea pasagerilor într-un mod cât mai safe, altele care doresc ca riscurile pe care și le asumă pasagerii să fie niște riscuri de la bun început înțelese, sigur minimalizate, dar care să nu impacteze foarte mult viabilitatea economică a zborului. Deci aici încă lucrăm împreună cu industria pentru a vedea care să fie recomandările de bază pe care le facem. Sigur că purtarea unei măști în avion este deja o măsură de protecție pentru tine și ceilalți foarte importantă, dar organizarea efectivă a distanțării în interiorul avionului rămâne în momentul de față oarecum problematică și încă mai lucrăm la ea. Acum vorbeam de certificatele de sănătate. În privința călătoriilor, noi recomandăm totuși măsuri minimale, cum ar fi, să spunem, evaluarea a temperaturii sau a stării generale a unui pasager, sau eventual o declarație proprie asupra faptului că nu are simptome evidente de îmbolnăvire. Dar mai mult de ei, de atât, nu cred că este util. Această idee a certificatelor de sănătate, știu că a originat în Grecia, pe care își dorește foarte mult să poată restabili sub o formă sau alta sectorul de turism, dar am dubii serioase în legătură cu eficacitatea și viabilitatea acestei idei. În primul rând că ea presupune o capacitate de testare enormă, în al doilea rând că poți fi testat acum și în 2 ore dintr-o întâmplare să contractezi virusul, deci nu văd care ar fi sensul unui astfel de certificat în absența unui vaccin. Cred însă că din punct de vedere al problemei de sănătate, după cum spuneam, în momentul în care măsurile vor fi ridicate, măsurile de restricție a călătorilor vor fi ridicate, cred că abordarea trebuie să fie pe destinație, în sensul în care să se clarifice care sunt condițiile, care este gradul de siguranță al unei destinații din punct de vedere al situației sanitare, a situației de sănătate în zona respectivă. Noi ne ghidăm după niște criterii foarte clare puse la dispoziție de autoritățile de sănătate, nu le inventăm noi, iar criteriile pentru siguranță sunt legate de rata de îmbolnăvire. În opinia autorităților sanitare, ea trebuie să fie sub 1,
pentru a se considera o destinație sigură. Apoi, capacitatea unui stat membru, capacitatea de testare, capacitatea sistemului sanitar, toate astea sunt niște criterii clare pentru statele membre în a ridica sau nu restricțiile. Ceea ce înseamnă restricțiile de mobilitate, de conectivitate. Crezi că ar trebui să să ținem și noi seama de ele pe ansamblu, atunci vor fi destinații, să spunem, cumva acceptabile și la care ne așteptăm ca restricțiile să se ridice mai repede, dar vor fi altele care vor rămâne cu siguranță închise mult mai mult. Chiar asta vreau să vă întreb, dacă recomandați ca restricțiile să se ridice cam în același timp sau vom asista la o ridicare pe rând a restricțiilor în țările membre? Adică, cred că e mai plăuzibil așa. Problema care noi ne confruntăm este foarte complexă pentru că ne afară crizei de sănătate și siguranța oamenilor care vin în primul rând. Este și această problematică economică și sigur că sunt foarte multe companii care reprezintă, să zic, un schelet economic european și pe care nu dorim să le vedem falimentate în masă în urma acestei crize și atunci sigur că presiunile vin din diverse unghiuri și din diverse țări și sectoare, dar cred că trebuie să rămână prioritară siguranța cetățenilor și atunci după asta ne ghidăm, de altfel și legislația este condusă în această privință de legislația de sănătate și de-abia în secundar de alte reguli ale pieței interne. Deci noi ne ghidăm în primul rând după asta și nu vrem să forțăm lucrurile. Nu cred că se va putea lua în considerare o dată indicativă în care toată lumea se ridice în același timp restricțiile, pentru că există situații foarte diferite, da, de la un stat membru la altul. Credeți că vor fi mai scumpe călătoriile cu avionul în perioada de după ridicarea restricțiilor, având în vedere situația complicată economică în care se află aceste companii și în care se află Europa, de fapt? Adică vom călători mai scump? Nu cred că este necesar, pentru că aici vorbim de modelul de business și cred că principala problemă pe care o au companiile este să recâștige încrederea cetățenilor în a-și cumpăra un bilet. Și această chestiune legată de încrederea pasagerului se reflectă și în această poveste cu rambursarea și cu voucherele. De aceea sunt de opinia că toate aceste companii, pentru a menține încrederea pasagerului în serviciile de transport, trebuie să facă un efort să ramburseze, așa cum a fost legislația, cum este legislația în vigoare în momentul în care cineva și-a cumpărat un bilet înainte de criză. În al doilea rând, trebuie să atragă pasageri, trebuie să atragă clienți. Și atunci nu cred că niște prețuri prohibitive post-criză i-ar ajuta prea mult. Deci eu cred că fiecare își calibrează acum modelul de business, dar nu aș afirma că vom călători necesar mai scump după această criză, pentru că prima problemă pe care o au companiile este să-și atragă clienții. Am înțeles. Vă mulțumesc!